din codul administrativ, în funcția primarului 96-26-a, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local de Legiu, în conformitate cu prevederile articolului 136 al liniatul 18 de hotărâre înscrisă de ordinea de zi, raportul primarului de aprobare al primarului, rapoartele comisiilor de specialitate și avizele consultative ale Consiliului Local. Rog doamnele și domnii consilieri care au un interes personal în problemele supuse de spatele să se abțină de la deliberare și adoptare. Mai dau citire proiectului ordin de zi, dacă sunt pe mail. Da? Vă propun să trecem la primul punct. Cine este? Supun aprobării ordinea de zi. Cine este pentru? Potrivă? Abține? Dau citire primului punct pe ordinea de zi, care constă în aprobarea procedurii verbale a ședinței ordinare a Consiliului Local din 15.02.2022. Și aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din 25.02.2021. Știți că a mai fost o ședință extraordinară în care am aprobat o comisie de evaluarea reprezentanta al Consiliului Local în comisia de evaluare al directorului pentru cursul de ocupare a directorului școlii. Dacă sunt obiecții pe ordine care a fost relatat de aceste procese verbale, dacă nu sunt aprobării dumneavoastră, cine este pentru? Proiectul de hotărâre numărul 2, privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Comunei Legiu și al instituțiilor serviciilor publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții la 31.12.2021. Inițiator, primar Mihai Nicuțiu. Da, nu am nicio să vorbesc câteva cuvinte. Deci, în conformitate cu prevederile articolului 57 alineatul 1 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, ordonatorii principali de credit de domeniu prezentă spre aprobarea autorităților deliberative până la data de 31 mai anul următor conturile anuale de execuție a bugetelor prevăzute la articolul 1 alineatul 2 din următoarea structură. La venituri, prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare definitive încasări realizate, la cheltuieli, credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive, plăți efectuate. Deci contul de execuție al bugetului propriu se prezintă astfel. Veniturile totale aprobate în buget la 31.12.2021 au fost de 9.945.500 lei, iar încasările sunt de 9.651.624 lei, respectiv 97% din prevederile definitive. Veniturile secțiunii de funcționare aprobate au fost de 7.677.470, iar cele realizate de 9.170.666 lei, reprezentând 119,4% din prevederile definitive. Veniturile secțiunii de dezvoltare aprobate au fost 2.268.030 lei, iar cele realizate de 481.58 lei, respectiv 21,2% din prevederile definitive. Sumele încasate, datorând sunt principal vărsământelor din sectoria de funcționare și a studenților de la alte nivele ale administrației publice. Cheltuielile totale aprobate au fost de 11.439.690 lei, iar cele efectuate în sumă de 9.157.334 lei, realizarea acestora fiind în proporție de 80%. Cheltuielile secțiunii de funcționare au fost de 7.677.470 lei, iar cele efectuate de 7.182.85 lei, respectiv 93,55% din prevederile definitive. Și fundamentarea și aprobarea cheltuielilor a bugetului propriu a fost făcută strict pe corelație cu posibilitatea reală de încasare a veniturilor, asigurându-se în anul 2021 drepturi de natură salarială, precum și asigurarea cheltuielilor de întreținere și funcționarea aparatului propriu. Cheltuielile secțiunii de dezvoltare aprobate au fost de 3.762.220 lei, iar cele efectuate de 1.944.317 lei,
reprezentând 56,95% din vederile definitive. Deci, contul de execuție la 31.12.2021 înregistrează un excedent de 494.390 lei, din care la secțiunea de funcționare un excedent de 1.988.581 lei, iar la secțiunea de dezvoltare un deficit de 1.494.191 lei. Deficitul secțiunii de dezvoltare a fost acoperit din excedentul anilor precedenți. La finele anului 2021 se înregistrează un excedent cumulat de 2.015.154 lei, astfel, excedentul anului precedent de 1.520.764 lei, excedentul secțiunii de funcționare de 1.988.581 lei și deficitul secțiunii de dezvoltare 1.494.191 lei. Pentru serviciul public de salubrizare, veniturile totale aprobate au fost de 335.710 lei, iar încasările realizate de 290.930 lei. Cheltuielile aprobate identice cu veniturile, 335.710 lei, iar cele efectuate de 278.861 lei. Contul de execuție înregistrează un excedent de 22.099 lei. La finele anului, excedentul cumulat este de 52.108 lei. Din anul precedent, 40.009 lei și cu excedentul anului curent, 12.099 lei. Da. Asta a fost prezentarea raportului de execuție, contului de execuție pe anul 2021. Dacă sunt discuții. Tot am căutat, eu m-am uitat pe materiale, dar nu am găsit. Cred că pagina 13, sunt numărul, dacă puteți să-mi dați un pic. Aveam o întrebare. Un punct de vedere. Nu, aici am discutat partea de... Dar unul numărul tare, partea 13-14, care am mai o chestie principală pe care voiam să o întreb. Urmăm aceeași direcție. Din nou spun că nu mi se pare un buget realist în condițiile în care avem realizări 95-97%, hai să fim serioși, din 95-97% din bugetul prognozat. Asta, în modul logic, am putea înțelege că 95-97% din contribuabil își plătesc datoriile. E vorba de un buget estimat, așa cum a considerat domnul contabil, din care s-au realizat 95-97%, ceea ce zic că nu e chiar un buget realist, dar pe partea de funcționare la venituri avem 119%. Din cel prognozat. Din cel prognozat. Da. Deci, prognozat mai bine. Da, dar eu am învățat un lucru. Nu sunt prognozați ca să ieși dumneavoastră procent mare din casă. Nu, îl prognozez ca să mă asigur că veniturile sunt reale. Adică ceea ce voi avea în contul de casă, bani realizați. Adică mai bine încasez mai mult decât prognozez, Da, văd că nu are există excedent, deși ne plângem că nu suntem bani care se raportează de la un an la altul, pe care unii ești ar putea... Deci, fără un excedent ca să apelăm la altul, nu putem să funcționăm altfel. Știți foarte bine că sunt lucrări unde venim cu cont de finanțare, cu finanțări, pe cărniu cumpărat, pe dispensar, unde n-am terminat lucrări și atunci noi suntem obligați să ne păstrăm un excedent acolo de 400-500 de mii an de an, pe care să-l folosim în timpul anului, la șutaunul de turim înapoi. Totdeauna a fost, dacă nu puteți gândi și noi aveam 5 miliarde, 20 miliarde, 7 miliarde la un moment dat. Da, nu, eu spun că excedentul nu se păstrează. Excedentul se cumulează din nerealizările anului precedent. Adică noi pun acolo și păstrez în cont. Asta n-am înțeles eu aici la cont, dacă vreți să contabil. Cheltuielile secțiunii de dezvoltare au fost, în punctul de execuție, 494.390 de lei, din care, deci 494, cred că e ultima pagina,
pe ultima pagină. Nu, asta de aici. Contul de execuție înregistrează un excedent de 494.390 de lei. 5 miliarde. Așa, aproximativ. Din care secțiunea de funcționare înregistrează un excedent de 1.988.581 lei. Nu m-am bine. Deci din 400.000 excedent 1.900? Nu. Excedentul meu este de 494.390, dar el este format din excedentul secțiunii de funcționare de 1.988.581 și deficitul secțiunii de dezvoltare. Dacă scad 1.494.191 din 1.988.581... Păi nu din care constituit, că din care se înțelege că din 400.000 nu poți să scazi 1.000.000. Înțelegeți? Da, e plus cu minus. Păi nu, e 494.000. Iar dumneavoastră spuneți din care 1.900.000. Da. Eu n-am înțeles. Ați constituit. Zis, am zis că ați greșit cifrele. Constituit al dumneavoastră. Din excedentul secțiunii de funcționare și de secțiunii de dezvoltare. Nu merge această scădere. Din care e cu scădere. Da, eu... Pe mine m-a ajutat foarte mult faptul că am excedent la finalul anului, pentru că altfel anul următor mai avea de unde să finanțez investițiile în primul trimestru, prima, al doilea trimestru. Așa, te folosești imediat de banii respectivi, în cursul anului faci economii pe funcționare, la sfârșit de an îi pui înapoi. Sigur că îi folosesc oricui, sigur că sunt binevenit. Doar spun că pe parcursul anului au fost lucrări care, înțeleg că nu s-au putut face că nu au fost bani, ci care nu au zis că se puteau, sau mă rog, n-au fost făcute că nu erau avize. Mă rog, deci cred că se poate mai bine, drept pentru care eu mă abțin, dacă nu mai sunt discuții, să spun la vot fondul de execuție la 2021. Cine este pentru? Se abține cineva? Eu. Dacă nu mai sunt discuții, trecem la proiectul numărul 3 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind actualizarea hotărârii de Consiliu numărul 9 din 2019, prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei de Legiu, poziția numărul 8 și poziția numărul 35, inițiator primar Elena Cecilia. Dacă îmi permiteți, mă prezinte. Scurt, vorba de două proiecte de investiții aflate în lista de investiții, strada Costea și strada 5. Vorba de modernizarea celor două străzi, pe bani locali, pe fonduri locale. Vorba de actualizarea măsurilor cadastrale, necesară la obținerea autorizației de construire, nu obțin încercări de bani, cu avizele și urmează să dăm autorizarea de construire, pentru asta e nevoie de actualizare, de măsurarea drumului, respectiv, pe care îl aveam cu o valoare mai mică în domeniul public, luat al Consiliului Local, două obiective pe care urmează să ne apucăm de ele imediat. Lucrăm acum la primul obiectiv programat al acesta în cele de sus, urmează să punem asfaltul la care vine, cred, de la început săptămânii. Și apoi ne mutăm în Dadă Lucești, pe strada 5, urmând ca undeva în vară să continuăm cu strada Costea. Să dea Dumnezeu să putem duce la capăt, pentru că, din păcate, situația în această care e în noi și vedeți cu toți că nu e așa cum vrem să fie. Constructorii sunt adevăriți, prețurile cresc la o zi la alta, proiectele pe care am trecut nu mai pică pe cheltuiala de astăzi. Deci, dumneavoastră acasă, că ați trecut să faci un gradă în trecut cu 20 de lei sacuri de cimentare, 30 și ceva, sau fierul de 3 ori mai scump. De a nu suntem sănătoși și să fie liniște, asta îmi doresc și poate le facem la capăt. Eu am garanția că semnăm contracte pe cele două investiții, cel puțin 5 și poze de picioare de sus, să le terminăm, le finalizăm. Dacă sunt întrebări. Dacă sunt discuții. Dacă nu sunt. Am întrebat, că sunt două acum. Dacă, de exemplu, strada Busuio și am fost început cu 8 ani înainte, vă apucați de altă stradă care începeți, strada Busuio, am s-o de fiecare la fiecare. Am început măcar o șansă să fie desfăgat. Dați-mi un pic, dacă numărul s-a schimbat, n-am cum să vă explic. Și mi-am propus, dacă nu sunt întrerupt, să nu mai continui. Da, bine. Strada Busuio, ca și strada Ciortan, ca și strada Bălan, ca și strada Pădăului, face parte de un proiect mare depus pe CNI.
tot ce a ținut de primăria Hedegiu s-a făcut în vederea inaugurării unui SF-ul, a unei documentații de obținere a vizei, avize obținute inclusiv de la Apele Române. Valoarea proiectului este destul de mare. Bănuiesc că Compania Națională de Investiții nu dispune astăzi de foarte mulți bani, dovadă că încă nu am fost chemați să luăm acel contract. Sincer să fiu și nu are rost să mint pe nimeni, nici nu mi-am propus și nici nu vreau, nici nu mă intenționez. Nu cred că voi primi finanțare pe programul respectiv, pentru că valoarea este destul de mare, mai ales la acuizarea făcută ultima dată, a crescut vreo 40%. Dacă nici anul acesta nu intrăm pe finanțare, urmează ca la anul să rupem și să primim obiectiv pe care mi-am propus să fie cu Sioncilor și cu Bălan. Asta mi-am propus eu. De altfel, să vedem și la de finanțare. Am celelalte străzi de care vorbim. Sunt străzi pe care le-am discutat de anul trecut din toamnă, proiectate în toamnă anul trecut, în toamnă, și pe care am spus că deja apucăm de ele imediat cum se ia zăpada sau frigul. Cum se deschid stații de betoane, stațiile de... Mai multe dată nu putem să facem. Nu stă doar Hedegiu pe loc, cred că stă întreaga țară pe loc, peste tot programele guvernamentale, cred că și fonduri europene sunt întrerupte, sunt blocate, nu știu ce se întâmplă, eu nu am explicații. Ce pot să vă spun este că merg la București de ori pe lună și de fiecare am același răspuns. Nu știu nici ei ce se întâmplă. Am două plătite ani de salarii depuse în octombrie, știți cu toții, nu am primit nici astăzi niciun răspuns. Sunt în etapa de evaluare și acum. Nu sunt doar la Hedegiu, că atunci ar fi problemul la Hedegiu. Interesați, vă vedeți că testăm în toată țara, nu s-a primit niciun răspuns legat de altă salarii. Vorbim de prima etapă. Deja să ne pregătiți de primul de doua etapă gazul. Cred că aceeași situație, vedeți, de pui, de pui, SF-uri, ca cu proiecte în arhivă sau în bibliotecă și nu le finalizăm, nu ducem la cap. Și asta o lucru. Și eu îmi doresc. Vă dați seama că pentru mine e o promisiune făcută acum 2 ani să duc la cap toată comuna și să o asfaltez. Mi-aș dori să o închei mandatul ăsta, așa că nu asfaltat. Eu sper să o terminăm, da? Nu știu dacă o terminăm. Mulțumesc. Da, dacă mai sunt discuții pe acest proiect de hotărâre? Dacă nu, supun la vot cine este pentru? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice rezultat din studiul de fezabilitate al obiectivului de investiții, înființare sistem de distribuție a gazelor naturale în statele Hedegiu de lemn de Bucești, vreau și la aproximătoare cu mine că de v-aș ruga dacă sunteți de acord să citiți toate cele 4 sau 5. Da, chiar vreau să vă rog să le vorbiți, că sunt le vorbiți date despre toate. Și aș vrea să vă prezint comunul întreg, așa? O să le citiți pe toate și dumneavoastră ne povestiți despre toate ce trebuie să știm și proiect de hotărâre numărul 5 privind aprobarea executării studiului de fundamentare a deciziei de concesionare și a documentației de atribuire în vederea demarării procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în statele Hedegiu de lemn, Drăgăgeu, Brătila, apa, aținătoare comunei Hedegiu. Proiectul de hotărâre numărul 6 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în vederea concesionării serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în statele Hedegiu de lemn, Drăgăgeu, Brătila, apa, aținătoare comunei Hedegiu, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în satele Hedegiu de lemn, Drăgăgeu, Brătila, aparținătoare comunei Hedegiu, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor crește și pasta, că tot de explicate, da? A ofertelor depuse în cadrul procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în satele Hedegiu de lemn, Drăgăgeu, Brătila. Și ultimul proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ la obiectivul de investiții înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în satele Hedegiu, Brătila, Deleni și Trăbucești. Da, e vorba de acel proiect curajos cu de gaz. Nu vreau să spun că sunt pesimist, dacă aș fi pesimist, vreau să fi încercat. Și nici nu vreau să abandonez și de asta și încerc astăzi, prin 5-6 proiecte, eu doresc să forțez într-un fel sau altul lucrurile. Atunci când Ancu Salini a fost gândit de cei din ministere, au avut în etapa a doua prevăzut și depuneri pentru gaze. Noi am făcut un SF-ul acum 2 ani de zile, în 2020, care n-a fost depus pentru nicio sursă de finanțare.
și dacă îl depuneam, tot era deputatul același. În mod comun, care a depus pe coimbă, eligibilă, contract semnat, nici nu s-a apucat. Termenul limite 2023. Nu știu ce s-a întâmplat acolo cu primarul respectiv, care nu a investit nimic. Nu știu, nu am explicație. Astăzi actualizăm indicatorii tehnico-economice în vederea depunerii pe Angel Salini, în etapa a doua. S-a deschis în primul zile trecute. Urmează ca astăzi, după ședința de Consiliul Local, să urcăște de platformă. Se închide etapa 1-2 aprilie, de câte știu eu. Din discuțiile aportate cu alți colegi, chiar și la Minister, la Ministerul Dezvoltării, cu consultantul, cu proiectantul, cu cei de la Deogaz, foarte multe propuneri depun proiecte pentru înființarea sistemului de gaz. Eu sper să fim noi câștigători, pentru că avem un punct în plus, spun eu, e cel că prin comuna mea trece o comandă de gaz care transportă și o comandă principală și e frustrant pentru mine să mă uit în grădină că pe grădina mea trece gazul și eu nu pot să folosesc. Mi-aș dori enorm să avem gaz în comună, cum vă doriți dumneavoastră, chiar dacă astăzi vorbim de costuri foarte, foarte mari la gaz, cei care au gaz vorbesc de sume inimaginabile pentru mine. Vorbeam ceva la casă și spune că a venit 22 de milioane pe o casă în decembrie, de decembrie pe ianuarie, 20-20 ianuarie. Nu știu dacă e realitatea. Toate acestea nu putem da înapoi, mai ales că am și cheltuit niște bani cu SF și din discuțiile avute cu consultantul și cu doamna director de la Delgaz Târgu Mureș, aș vrea să încerc, nu știu, o chestie de a concesiona serviciul înainte de a avea finanțare. De ce fac lucrul ăsta? Pentru că ar însemna pentru noi un pas în plus. Asta nu înseamnă că dacă încep demersul ăsta, am și reușit și ne-a concesionat, ne-a acceptat, practic, furnizorul. Dar e posibil să fim într-o listă eligibilă, să facem o investiție și apoi să nu fim acceptați. Este o altă. Să pierdem timp să ne concesionăm. De aceea mi-am propus să merg în paralel și cu obținerea de finanțare și cu concesiunii. Dacă reușim să avem finanțare, e super. Dacă reușim măcar să avem concesiune, chiar e un pic mai simplu, pentru că am putea într-un fel sau altul să gândim o finanțare și pe forțe proprii. Comuna Gregeu nu a fost niciodată un credit, de exemplu, la o bancă. Poate se așează lucrurile și poate hotărăște un primar după mine sau, eu știu, într-un viitor apropiat, să facem un credit pentru gaz, de exemplu, și pe bugetul local, în care putem să plătim un credit așa cum trebuie celelalte comune. Nu știu. Cert este că am datoria să încerc, facem și documente de concesionare, încercăm prin anumite ușițe care sper să nu se deschidă la nivel de Geogaz, la nivel de ANRI, la nivel de Ministerul Dezvoltării, să reușim să concesionăm și, de ce nu, poate reușim să avem și finanțare. E o lucrare foarte mare, un proiect cu valori enorm de mari, că vreau dumneavoastră că se duce la 40 de milioane, e o sumă mică deloc. Tot cu branșamentul de data aceasta. E vorba de 35 de km de rețea. Nu e o lucrare mică, dar e un pas. Repet, nu înseamnă că dacă astăzi urcăm pe platformă, ar rezolva problema și avem gaz, sau nu înseamnă că dacă reușim să avem concesiunea, de minim să aprind puterie la centralele pe gaz. Nu, cred că va dura ceva timp. Sunt convins că sunt probleme peste tot. Știu că în comuna Livezi, de exemplu, a sunat o concesiune în 2001 și abia am întâlnit că au început să facă branșamente. Durează să fie mult. Dar eu consider că e nevoie să încerci, poate Dumnezeu să fie cei norocoși de data aceasta. Dacă aveți nevoastră întrebări și dacă pot să și vă răspund, vă răspund. Da, dacă aveți întrebări. Dacă nu, așa de faptul că magistral, ar trece prin comună, presupunem un gaz mai bun pentru proiect, ajută? Da, pentru că n-ar mai fi acea cheltuială pe transport, de la punta principală până la stația de distribuție. Nu o să poată niciodată Berzunțul, de exemplu, să-și facă o stație de distribuție pe gaza comunei Helenciu. Eu spun dacă fișa de valoare este punctată. Cred că da, nu știu să vă spun exact. Dar cred că da. Ca și soluție, ca soluție tehnică, clar că este mai avantajoasă, asta este evident. Sunt convins că... Dar în fișa de punctare. Din câte știu, nu există o fișă, nu există un ghid pe gaz. Nu? Da. Exact, am până... Și cum se valorează? De
deci am încărcat în prima etapă mai mult să alim cele două proiecte cu apă și canalizare, apă și canalizare pe plătirea, plus cea de jos, ca tot pe angel să alim. Sunt încărcat în platformă. În octombrie, și până la sfârșitul ianuarie, n-am primit niciun răspuns. La sfârșitul ianuarie am primit-o cu clarificare la fiecare și clarificări ca să fie trecut ceva. Adică primării au fost clarificări mai mult. Nu am cerut ceva să modificăm pentru o autorii, n-am spus, dar de numire, ce am făcut o chestie... Minoră. Da, și de atunci până acum n-am primit nimic. Personal am făcut un de autorii cu proiectul de cu și domnul, ce se întâmplă? Spuneți-mi ceva, stăm deloc. Sunt în etapa de evaluare. Acum am deschis etapa a doua, care gazul este prioritar. Toți primari din județul Bacău nu intervin la ora 10, cred că 80% au proiecte pregătite pentru distribuții, pentru înființarea sistemului de gaz, sau pentru au două etape aici, înființarea sistemului sau extindere. Tăbutorul, de exemplu, are extindere, da. Vă dați seama că, cred că 90% din primării vor depune, iar ei au un program 2500 km, dacă nu înșel, prevăzut pentru anul 2020. 31 km. Dacă poate dura această evaluare, nu există. Eu cred că la situația care este astăzi, nu e foarte grav destul de mult. Și nu știu dacă cred, nu știu dacă o să am, eu cred că sunt cel mai vorbit din chestia asta, dar nu vom putea avea prea mari așteptări, ținând cum se întâmplă astăzi. Vorbeam de lista inițiis, ca o paranteză. Am gândit împreună și am aprobat în ianuarie 5-6 obiective pe care le-am propus anul acesta. Constructorii care nu au semnat contract cu mine și cei care au semnat contract și îndreptățiți fiind, vor veni să ceară bani mai mulți pe lucrare. Și este normal să fie așa. Pentru că în ianuarie fierul era 15 și acum mai 10. Pentru că eroare modelul era 6 și acum mai 10. Adică sunt cheltuieli în plus neprevăzute, la care nici nu știu cum să vin să le suplimentesc, că n-ai de unde să le iei. Sunt convins că Guvernul nu va mai da niciun bănuț pentru investiții. Au zis să-mi zic că... Așa au zis. Spus că paie de zis. Păi nu, că vor trebui și pentru misera apărării. Și poate bine să fie așa, vrea nu mă trezim cu de bunul ăsta, vrea nici peste noi aici. Cine știe ce o fi? Nu știu. Vreau să fim sănătoși. În această perspectivă, în condițiile în care lucrurile se prezintă foarte bine. Revin cu întrebarea pe care am mai pus-o poate și anul trecut. Nu credeți că ar fi fost mai bine să facem o asociere cu Bârsănești? Discutam cu Ilie Mihai. Ilie Mihai este un consumator, cât să spun, un sfert de sat. Ar fi fost foarte interesat și asta. Sigur, să, chiar dacă vedeți o fișă de evaluare, totuși, contează la numărul de beneficiari. În condițiile în care pe Comuna Telegiu, proiectul tehnic va fi același, adică nu cred că va suporta modificări. Să se reunească cele două proiecte tehnice, cred că ar fi șansă mai mare. Asta în condițiile în care eu am citit, e adevărat, nu din PNRR, dar am citit că din 2024 nu va mai fi permis încălzirea cu lemne, cu sobă. Nu o să fie din 2024, dar poate o să fie din 2026, din 2030. Deci asta va fi perspectiva, asta a fost o condiție a PNR-ului. Eu așa știu. Așa e. Că se va devansa termenul, dar până la urmă tot acolo vom ajunge. Adică va trebui să facem această investiție și să ne străduim, să facem tot ce este posibil. Chiar cu costurile care sunt, dacă nu o să-ți mai permită să mai cumperi lemn, atunci ce să faci? Să dăm la alții. Să îngheți în casă. Dacă așa s-o negocia pe NRL, ce vreți face? La parte din 2028 fusese, dar au zis că se mai flexibilizează asta, cred că duci în 2030. Eu n-am nicio parte pe care le aveți. Eu am mai rășit de lemn acesta, pentru că am întâlnit cu genul. Comună cu vecină, în primar care comunicăm, colaborăm, suntem de același timp bun împreună. Am gândit și pentru că acum același funcționar și același proiectant pe proiectantul, dar ne-a spus că ne-ar fi mai simplu dacă am merge separat. Asta mi-a spus. La un moment dat, ar fi bine și pentru Comuna Ilegiu și pentru Anul, dacă măcar unul dintre noi ar prinde. De asta am și mers separat. Pentru că noi ne interceptăm și, practic, ne folosim din teritoriul, noi folosim din teritoriul Comunei Bârsănești ca să duc la Brătila. De-aia am și obținut aviz de la dumneavoastră pentru tot ce înseamnă tranzit pe rata Comunei Bârsănești. Îți dăm noi să prindem noi, că ar putea să extindă la ei, sau invers, să prindă ei, să ne extindă la noi. Cert este că și astăzi putea să-mi pădere-o, și ei sunt interesați, și e adevărat. Cu domnul Ilie am avut întâlnire și ne-am gândit foarte multe ori. E foarte interesat de chestia cu gazul.
Cel puțin era până acum, când azi era ieftin. Nu știu acum ce se va întâmpla. Eu cred că toți cei la nivelul Ilie vor căuta și alte soluții să susuce cereale, pentru că gazul este enorm, exagerat de scump. Dar și ca nimeni și amenință că lucrește, că nivelul cum nu cred ce se va întâmpla. Am pornit separat. Trebuie să mergi separat. Să formăm acum un ADI ar însemna că tot ce am făcut până acum și banii care le-au pe SF și pe avize, pe documentații de obținere a venitului, au dat 60.000 de lei să-mi facă documentații pentru drumuri naționale. Un singur proiectant a putut, dacă de la Bascu, eu, doamnă, n-am văzut, nu știu cum arată Biblia, 60.000 de lei sau 62.000 de lei am plătit pentru documentația de la drumuri naționale. Asta înseamnă că 7 km ori 7.000 km, cam așa ceva de luat, nu știu ce supraversări, deci au niște prețuri ieșite din comun. Proiectanții profită foarte mult situația care este astăzi și că primarii se duc ca nebunii și normal se duc așa că n-au un control, când presiunea pe umerii lor. Suntem amăgiți că PNRR-ul, că PNDL-ul, că Angel Salini vin cu bani. Cred că deodată nu vom mișca nimic până în 2024 și am prezențierea asta. Cei care vor câștiga vor fi doar proiectanțe și consultanțe. Eu dacă stau să-mi fac un calcul pe câte proiecte am făcut din când sunt la primărie, vorbesc pe mandatul meu în 6 ani de zile, cred că am mai mulți bani, dar nu. Dar am 30% din bani de investiții băgați în proiecte și studii și SF-uri și documentații de avizare. Așa stau lucrurile. M-aș opri. Nu credeți că-mi convins, că eu de acum 3-4 miliarde, că cu banii aia pot să fac Curța Bosucea, de exemplu, sau altceva că s-ar putea vedea. I-am chemat și pe viceprimar, și pe secretar, și pe Carmen, și colegii, acum ce facem, la două luni, continuăm, uite așa stau lucrurile, ce am făcut acum 2 ani, nu mai e nimic bun. Totul s-a schimbat, s-a actualizat date, cu gaz inteligent, cu gaz verde, cu energie verde, cu nu mai știu ce n-are. Eu cred că ne suntem mințiți, inclusiv cu PNRR-ul. Nu știu dacă poate mic Buxelul să-mi impună să nu mai încălzesc cu lemn în situația în care eu îmi dau soluția alternativă. Soluția care? Gazul, foarte bine. Să vii cu bani suficienți cât eu să pot atrage fonduri. Pentru că primarul azi își face treaba. Poți să fii cât de tâmpiți, cât de slab pregătit. Sunt atâtea firme de consultanță astăzi care vin în preajma primăriei și au interes să strice bani și fac proiecte. Dar dacă tu îmi spui din start că deschide etapa 2 pentru 2500 de km de rețea înființată nou, în situația în care Ciprian Nenea la Hilegiu merge cu 35 de km, câte comune poți să mai abonuți ăștia? Dintr-o țară, nu vorbim la nivel de modul de rețelor acolo. Asta e Dacă care este diferența? Sunt două soluții, avem aici sistem de gaze naturale și sistem de gaze inteligent. Sunt doar proiecte, separat. Deci sunt toate primul, deci am înființat în 2000, odată s-a făcut studiu cu indicatori care au fost actualizate acum. L-am înființat în 2020 serviciu pe care vrem să-l concesionăm până la ultimul proiect de hotărâre. Iar ultimul proiect de hotărâre este un proiect separat care va fi depus tot aici. Ce aș vrea să vă E obligatoriu ca toate proiectele astea să fie eligibile, trebuie să conțină o parte verde, inclusiv în denumire. Practic, SF-ul va fi același, va fi actualizat anexa 4, pe care noi deja am prezentat-o. Da, da, da. Și se depune de două ori, pe două surse? Nu, se depune pe anexa limit. Depunem ultimul proiect, actualizare indicatorii tehnice pentru gaz inteligent. Iar ce depunem pentru concesiune, folosim SF-ul vechi, SF-ul vechi cu devizul vechi actualizat, care e mai mic cu 16.600.000 sau 16 milioane, cât înseamnă că da, și cum mai fac amintit, așa și acesta pe program să-l lămuresc cel puțin pentru mine, există un serviciu la nivelul înființat. Nu știam că există, nu l-am văzut în orice reclamă. A, nu! Nu! Păi, dacă nu v-am înființat serviciu... Nu înțelegeam că puteți concesiona ceva ce nu știam că există. Da, da. Și acest serviciu... Nu e, nu avem regulament de... Nu e prin dispoziție, dar ce cât e? Dar te poți serviciu de reanimare. Deci am depus, a venit la pachet cu SF-ul.
Avem discuții încercat normal, nici și avizii obținute prin ajuns care există cu cei verzi, nu, eu am o problemă cu concesiunea, nu cu... Deci, când zic dacă există serviciu care să poată fi concesionat și concesiunea constă în... Concesiunea constă în concesiunea serviciului către un furnizor, iar noi ne-am dotat către el gaz, pentru că e furnizorul care furnizează gaz în comunele din Bărbeci, în Ila de pe Ezi, pentru că atunci nu ar fi niciodată, cred că e omul. Nu e licitație? Cred că e licitație, nu știu, cred că îți face de fapt. Păi, mai că spre legii nu este interesat. Adică, mizați pe un interesul, da, și se spune așa, da. Nu, că nu poți să interesat. Și prin concesionare va administra serviciul în momentul în care va exista fizic. Da, da, da. Și el, practic, nu ne-am zis că nu s-a pensat în zile. Păi nu, nu poate. Așa, pe care o pot să-l folosesc mult în benzin. Dacă nu ne votăm aici, suntem de acord să ne împrumutăm cu 20 de miliarde, de exemplu, de la Banca Națională, la PCR, nu știu. Deci, banii aceia noi poți. În tine, 2 km de conductă și stația de distribuții și de mâine avem serviciu în satul Chileciu, de exemplu, sau în satul Brătina, sau nu știu unde. Nu mai de, poți să nu depind de o finanțare europeană sau să-ți permite un cel local. Nu se va întâmpla lucrul ăsta, că nu își permite nicio comună să investească la spitalul de Negurane în distribuții case. Dar încerc treaba cu concesiunea. Teoretic este corect ce spuneți. Da, teoretic este corect ce spuneți. Mă rog, partea cu să fie serviciu. Dar când estimați dumneavoastră ca fi un serviciu de gaze finalizat? Nu, execuția. Execuția. 3 ani, 5 ani, mai devreme? Și cred că mai repede sau mai puțin? Mai puțin. De ce crezi că o concesiune care o facem acum și care ne obligă va mai răspunde realității peste 5 ani? Adică poate să schimbe. O concesiune o facem pe termen 10 ani, 15 ani. Dar s-ar putea să fie considerabilă și să nu mai fie avantajoasă și ne obligă. S-ar putea să fie mai mult operator de piață. Nu se plătește pentru că el ia de la mine, trebuie să plătească de mine. Și deocamdată nu ia nimic pentru că nu folosește, asta e pe hârtie. Deci, nu știu, eu am eu o vorbă care poate nu să spun aici. Nu face nici pe ei nici rău, dar eu cred că dacă am un consens, un pas înainte, pentru că poate am finanțare și nu, sunt, și nu mă primește nimeni. Sunt localități în Tulcea, am întâlnit cu un primar în Tulcea, care ar făcut 90% din investiții pe fonduri proprii și nu au concesiuni de la niciun furnizor. Și la distanță mare de transport, de exemplu, ăla a avut ambiții să aducă gazul pe lumea de la parte. Discutați despre concesiune, da? Da, da, da. Am înțeles. Da. Da. Eu aici cred că este o chestie însă de consultant care vrea să-și asigure că va avea această comună în exploatare și doar atât. E mai mult o chestie de marketing și hai să fiu sigur că am cum să legiu. Bun. Supun aprobării, o să citesc încă o dată fiecare proiect de hotărâre pentru că la concesiune eu o să mă asum. Celelalte proiecte privind investiția sunt le susțin. Sigur. Da. Deci, proiectul numărul 4, actualizarea indicatorilor tehnico-economici. Cine este pentru? Aprobarea executării scribului de fluturi de fundamentare a deciziei de concesionare a documentației de atribuire și documentație, nu de documentație de atribuire. Executare. Putem executa și da. Da, privind executarea. M-am pierdut. Documentație de atribuire. Deci nu există o documentație. Aprobăm să se execute documentația de atribuire. Da? Cine este pentru? Privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în vederea concesionării serviciului de utilitate publică. Deci se concesionează serviciul de utilitate publică. Cine este pentru?
lumea, cum abține. Aprobarea procedurii de demarării procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică. Tehnico-economice, aici este procedura de concesionare. Deci, prima dată documentația, aici procedura. Nu mergeau unde odată? Așa, mi-am dat etapele care trebuie respectate. Așa, mi-am dat listele de ordinea care era simplu să facem. Păi nu, articol separat, adică nu mi-am dat. Proiect de hotărâre privind comisia de evaluare a ofertelor depuse în cadrul de concesionare. Da? Deci cine va evalua concesiunea rețelei de gaze naturale, cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al obiectivului, proiectul nou, înființare sistem inteligent care se depune, sunt pentru. Cine este pentru ultimul proiect, da? Cel cu sistem inteligent care presupune și branșamentele și... Da. Proiect de... Dacă mai sunt discuții, facem de fapt am putea? Da. Proiectul numărul 10. Dacă aveți propuneri de discuții. Nu avem. Doamna Spanciu. Da. Să voi. Spanciu e de la Simpo. Vreau să văd pe domnul primar dacă s-au dat banii de pe biserici și în mod special la Georgia, pe biserici. S-au dat banii doar către biserici care au solicitat. Nu a fost tot cereri. Cred că doar la... până la cereși cu tot. Așa că la ultima ședință spuneați că banii o să fie alocați pentru reparația sferilor de la parohia 1. Nu, banii doar de parohie, trebuie. Nu face un proiect înainte și pe care finanțați? Nu vine un proiect? Nu, cred că încerarea proiectului trebuie să fie pentru sfer. Documentație, așa, un devid estimativ ceva? Dar asta vă spun, că nu au venit cu decât, cred că părintele până cereștului, părintele ăsta, domnul Lăciunii de Bine. Și am zis că și la Hedinciu, părintele, nu a venit? Cât apel. Dar cu banii de anul trecut, astfel sunt formați în... Ce s-au folosit banii? Da. Da. Mi spune și nouă? Nu vă spune. Oricum, de fapt, care cere asta? Ce-o întrebare? La ce-a folosit bisericile banii? Nu știu dacă de pus cere, asta am făcut pe gânduri, părintele Florin. Da, nu știu dacă de pus cerere, nu știu dacă de pus cerere, nu știu dacă de pus cerere. Dar să o fac, pentru că eu am ieșat luna pe finestră. Exact asta. Trebuie cu toți acolo. Vreau dați banii, îți cumpăr și materialul. Da, vin cu cererea, nu vin și cu un referat și cu un deviz estimativ. Bineînțeles. Până la Cireșcu am fost el, am montat geamurile și ușile pentru toată biserica. Le-am văzut și fizic. Acum trebuie cum face de bani și pensat să facă scările, că vrea să... Nu mai știu. Dar eu acum ne cer jos aceste bani de ce?
chiar dacă nu sunt... Nu-l face primăria. Nu facem primăria. Iar dacă plătesc eu direct în numele parohiei, atunci fac proces... Da, pur și situație fac proces verbal de recepție. Da, am avut și tot. De exemplu, la Bracereșul, eu am plătit doi către el plastă. Bun, și mai au o problemă. În momentul ăsta, el îl interesează, să-i dau banii în cont sau nu, el îl interesează să-și facă treaba. Și atunci, termopanele au costat 40.000 de lei, noi am venit cu 20.000, iar părintele a venit cu 20.000 cash în mână. Nu, cu 10.000 odată și cu 10.000 odată am fost prezent eu atunci când am avut discuția cu reprezentantul de la firmă, undeva în decembrie, s-a apucat de lucrarea respectivă, fără ca noi să virăm banii către firma care a făcut termopanele. Dar banii s-au trecut, când am pus și plătim noi, pentru că, domnul Mădam, încercat să vă spună mai devreme, nu pot face plată la toți odată, pentru că noi banii avem un buget împărțit pe trimestre. Nu știu dacă toate parohiile au banii prin preoți trimestrul 2, posibil să fie în trimestrul 3. Primul venit, primul servici. Cel care a fost interesat să vină cu solicitarea la început, dar acum noi banii în februarie. O să mai plătesc și în iunie, să plătesc și în iulie. Înțelegeți? Adică eu primi fiecare suma pe care noi am aprobat-o în următoare. Nici nu știu să știu. Din un cuie fără factură. Da. Domnul primar, de exemplu, să dăm pe parohii sau pe biserici? Să dăm pe capta stanciu. Pe biserici sau pe parohii? Pe biserici. Nu așa. Așa pe biserici. Pe biserici. Să vă tot lucrul cu lucrul. Pe biserici vezi. Băi, aș fost să stai, n-aș fost să stai să vă faci două biserici și vă fac. Foarte rău. Trei, mă. Domnul primar, este mare și nu este. Să nu spuneți că nu știu ce facem cu ne facem una pe voară. Deci o facem pe voară. Așa că la biserică, acolo stă să-l poți miseria din fața bisericii, nu știu, ale foarte mai multe ori. Dacă acolo vine la tradus, dar nu știu ce se întâmplă. Cred că ei, nu facem stoclonat ce ține în zona. Da, mă, pe biserici. Am fost amendați de către biserici. Mai nu s-a întâmplat poliția animală. Mai nu are o amendă de 110 de lei. Era poliția animală pe care, bineînțeles, am contestat-o, am pierdut într-o primă fază, te cuperim și într-a doua, pentru că nu avem altă post pe care nu ne permitem și, în a doua fază, că nu avem măcar un contract încheiat cu o firmă autorizată care să facă lucrul ăsta. Am făcut un contract cu o firmă autorizată, am găsit o firmă la Târgu Ocna, la un anumit domn Storian, hai dacă nu și el, prețul unui clinic de calitate de aghilicic o să 1.200 de lei pe TVA inclusivă. Nu la personal, sunt puști. Pe lângă faptul că am făcut... Luăm de la Ucraina în puști. Da. Pe lângă faptul că am făcut acest contract, că treia să mă fac la zi, nu știu că a fost de la Paris, am primit o adresă de la ONG prin care mă amenință că în situația în care voi da primul clinic pentru că e o canăsiere, așa scrie nu știu ce articol, sunt anchetat penal, plus la pachet pentru nu știu ce ții și prostii. Bine, astea sunt alte chestii. Vă vreau să vă niște camere, de acolo, acolo la Vale, domnul primar, la Valeriu Bărcăceanu, Valeriu, opresc mașini și dă drumul la câini. Da, mai spune, 2, 3, sunt parcare. Păi dacă voi n-aveți câini... Nu ne putem plimba pe uliță liniștiți într-o grămă de copii. Adică... Sunt foarte mari, și este dar enormă, dar care fac rău. Eu cred că vin căinii aduși în doar la o parte în altă, după ce îi strânge. Și eu cred la fel, pentru că vin într-o anumită perioadă, 5-6 și la fel arată cam toți. Mai să spun o chestie, pentru că eu dacă știu... Mafia căinilor. E care se plasă. Nu voi, 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 la medicina asta nu a început. Cred că și din cauza asta stau. Nici măcar nu le-am luat prin constructor. S-a ocupat viceprimarul cu
cu achiziția noastră, au făcut comandă exact către fabrică la Roma, Ieriț la Roma, nu? Așa, exact acolo, mi-a venit din 2000 ceva de ieri la discuția respectivă, i-am scos pe aia, i-am pus pe șlaț și într-un an de zile la fel. Că un grea mare cu oricine, nu mă bani. Carosabil și clasă de carosabil, mai dure și mai puțină. Sunt pietonat și carosabil. Da. Da, o să schimbe, domnul Bustuia, că așa ascultat, să rezolvim. Nu, nu, de la ce este prins. Nu, zic, până în ce cuțaie, deci e urgent. Dar nu știu ce cuțaie. Și lasă, spun președință, vine cineva și-a înlocuit, simplu. Nu după mână, când până mâine poate să-și lucru 10 picioare. Vă rog, domnul Stoica. Vreau să întreb terenul de fotbalment la Hereceu. Cine îl întreține? Dacă noi? Nu. Terenul de fotbal la Hereceu se joacă fotbal în echipă de la Bărsănești, dar Bărsănești nu au teren de fotbal. Și o înțelegere doar verbală între noi și tinerii de acolo, pentru că la Hereceu sunt jucători de sport și doresc la Hereceu de terenul greci. La doar o săptămânie. Au adus, cred că ieri s-au luat ieri un comandor, dar nu știu unde au adus băieții, văd că și hecșează acolo, dacă nu înșel, l-au... Ieri s-au lucrat, au zis de asta de pur. Dacă nu vreau, s-a putea să dispară și mă, ideea... Nu mai este acum de rău de rău, absolut de rău de rău, dar de fapt n-ar trebui să fie, dar nu are... Cu pomul, cu făcut ceva... Am trebuit să spate. Eu nu știu. Știu azi astăzi la cât timp, pe geologie. Alte discuții. Mai mult discuții. Vezi tu ce ne-a făcut cu fântâna aia la... Puteți da un rezultat, să mai face ceva, ia, nu se mai face, este hidrant. Eu am... E cu număr de necesare, am văzut că, știți, că am trezut câte 2-3 ani, să nu știu, am nu s-a mai luat niciodată. Este 7-8 ani, probabil. Acolo e o dispută între 2 vecini, sau între 7-80 vecini, pentru o fântână publică. Fântâna aceea nu este a primăriei de legii, chiar dacă este prin domeniul public, dar a fost o fântână și este doar o fântână pe care au construit-o vecinii. Da. Un vecin vrea să o împune să facă asta, alții 4-5... Nu, 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 minciuna mai mare decât... Da, alții 4-5 vor să o remedieze, vor să o remedieze și să o facă da. De o fântână. Ce poate să facă primarul în situația asta? Nu vreau să vă zic că trebuie luat o măsură, că e un pericol foarte mare. Adică măcar îngrădită, măcar acoperită, îți pun de ceva cu o plasă de ceam, din 2 milioane sau 5, te plătesc 1 milion, nu mă puneți pe cineva așa trebuie. Avem adresă să răspund. Trebuie făcut de ceva, vă spun sincer, are 40, am copil mic. Gândiți-vă, fuge din el. Nu pot să spun, cazul să zi eu. Eu sunt ce sunt acolo și-l pe ea. Noi primarul, eu nu stau de parul. Dar spune-mi că se mi-a, dați-mi eu, fac să-mi ia. Era cu un alt domn. Este în stradă. Este în stradă. Pentru că nu am un domeniu. Păi da, de asta zic, de asta zic. Deci nu se bagă un obiect. Dar nu e inclusiv. Păi vorim totuși, după care apă de acolo. Nu vorbim pe rând avem răspuns, pentru că am 4-5 reclamații acolo. Repet, e un conflict între vecinul din stânga și cu vecinii din partea dreaptă. Vecinul din stânga vrea să o folosească ca hazna, că vine bine acolo, că e foarte drăguț. Și nu aș vrea ce problemă nici dacă sunt de acord ceilalți să facă lucrul ăsta. Ceilalți de peste drum, care spun că au fost parte la construcția fântânii respective, nu vor să o înfunde. Domnule, fântâna eu vreau să o refac. Domnul primar, are apă? Nu are apă. Uneori are când îi secetă. Da, nu știu dacă are apă. Noi ne-am făcut răspunsul, i-am chemat aici, iar cei din dreapta, Cristi, Mărdălin... Acolo eu știu ce Gabi era vreodată. În fine, au spus și-au luat angajamentul într-un termen scurt. Asta era într-un octombrie. O refac, o depuiesc. Foarte bine s-au luat în discuție acum ăștia de măsuri. Că îl pun pe Mărdălina mâine să dea o adresă de locul. Este făcut doar, este semnat de vice primar. Deci, acum are unde să vină, le-a dat un rezultat până la urmă, ce se întâmplă, pe ce se poate face? Le-a spus oamenii cu fac. Și dacă păi, dar nu s-a făcut de semnă. Dacă nu se fac până la data, dacă nu fac o măsură, dați din o ordine, fac o plasă deasupra comunacă și o pui măcar. Nu, adevărul poate fi un pericol cu copii, dacă e pericol cu copii. Dar vine omul vrea să o diferi la creștul, că e bătrân, să pui copii pe altă dată. Dacă are apă, nu știi că a găsit. Eu zic la ea. Poți să-ți fie un tub să le mai lanțez? Dar poți să iei un tub? Poți să iei un tub să le mai lanțez? Poți să-i un capac, frate. Nu, 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 mai zice că la face. Poți să-i un... Alte... Alte discuții, alte propuneri de discuții, la diverse, dacă mai sunt...
Nu, dacă nu aș vrea, domnul primar, să vă mai întreb și eu, dar dacă nu știți, poate pentru ședința următoare, dacă ați mai aflat ceva de drumul Poiana, că toți spuneați că sunt toate drumurile comunale făcute și ăla e un drum comunal, singurul drum comunal care nu este făcut în comuna Hâlgiu. Dacă știți ceva, dacă este în vizor pe finanțarea anul ăsta. Strada Poiana care azi este drumul județean, că nu e locată de Consiliul Județean de Modernizării. Ultima informație, cred că o am. Vă de o săptămână de la domnul vicepreședinte de acolo, prin care ne-am anunțat că s-au ținut avizul de la APEA, de România, erau cei care s-au opus în timp, noi am făcut pe 3, 4, 5 întâlniri cu ei, motivul că nu se autorizează lucrări gen asfaltări pe digurile ce aparțin de APEA România. Pentru că atunci, în 2005, când s-a supraînălțat drumul respectiv, s-a făcut fără acordul nostru. Nu există un acord al primăriei de prin care s-a dat acceptul celor de pe români să facă drumul respectiv, dar pentru că era după o inundație de 2005, s-a acceptat, am fost cu toții de acord, ne-a făcut bine sau rău, s-a ridicat drumul respectiv. Ei astăzi invocă un articol din lege care spune că construcțiile de genul respectiv nu se modernizează. Au găsit, se pare, o înțelegere la un moment dat, la un dat. S-a găsit o înțelegere, am primit avizul de construcție. Ultima discuție a luat de Panfil, chiar ne-am făcut o simplu doamna director, e că au obținut avizele și că urmează să dea drumul la lucrare prin... Dar este prins în plan de finanțare sau nu asta? Da, asta era în spate. Da. Super, ok. Proiectare cu investiții, am înțeles că au și fost în construcții de manești să vadă lucrarea respectivă. Eu cred că anul ăsta o asfaltează. Sunt convins de lucrul ăsta, că sunt felul va fi un cuvânt pe care s-ar fi încălcat cu instituția în față de mic personal. Pe listă. Deci am avut propunerea de față. Am fost întâmplat Ciușmea la strada Bucurecioa intersecția. Și așa nu-i trecut un plac de acolo. La Ciușmea, care intersecția Băbuceilor. Țeava aia, nu știu, așa că vorbim am zis bărbat, trebuie să facă cel, să fac ceva. Am zis de urmă și să fac de la. Trebuie de spundată neapărat, acum vin ploi. O să vin, prima vară. Da, dar te lasă cu ploi, cu tot acolo. Nu poate mă faci un cap la parola și jur. Da, dar și în față ei. Nu vine cu asta, nu vine cu asta. Vine cu asta, știi cine vrei. Aici mă pinici, după cum joacă. Ok, eu cred că poate face și cred că... Aia am înțeles, aia am înțeles, este din domnul... Cum îi zici? Nu. Haideți să spun și cum stau. Ruscan. Rusul, da. El e plătit personal cu X din primărie. Nu știu cineva cu sunul. Eu chiar azi am discutat cu el. E o datorie morală. Și nu știu cum e de fila. Da, e o datorie morală. M-ați făcut, fac ori pe ei, voați în porții. Da, cu urmări și așa. Da, cu urmări și așa. Da, cu urmări și așa. Nu, zic așa. Dar ce-i făcut cu de asta? Nu-i mult din muncă. E chestie de orice. Dacă mai sunt niște. E normal că toată apa vine din ciclul Gurgiei. Mai dați seama, mai vine cum mai vine, cum mai sunt și acolo, da, că sunt cald. Și după ce vine aia acolo, nu are nivățare, nu are. Dacă nu mai sunt discuții, declar închisă ședința de consiliu ordinar de astăzi.